O nouă zi de proteste la Botoșani. De data aceasta, aproximativ 100 de angajați din sistemul sanitar au participat astăzi la un protest în fața instituției prefectului din Botoșani, în semn de nemulțumire față de prevederile actului normativ în baza căruia salariile angajaților din sistemul bugetar sunt înghețate. Protestul din Piața Revoluției a fost organizat de Sindicatul Sanitas, la el luând parte cadre medicale, dar și personal auxiliar din aproape toate spitalele din județul Botoșani. Ne recunoaște meritele înghețându-ne salariile. Ne-a dat peste cap, cred că pe toți, pentru că cu toții aveam niște planuri, aveam niște cheltuieli pe care ne bazam pe anumite venituri. Nu putem să lăsăm așa ceva să continue. Trebuie să fim uniți și trebuie să luptăm. Angajații din sectorul sanitar consideră că ordonanța de urgență prin care sunt înghețate salariile din sistemul public reprezintă un lucru care este total umilitor, în condițiile în care întregul personal medical s-a aflat în prima linie în lupta anti-COVID-19. De exemplu, luna trecută ne-am uitat că s-a specificat că s-a dat o mărire de nu știu cât la sută. În realitate era vorba de 30 lei la salariul unei infirmieri, deci ea muncește o lună de zile, vorbesc de infirmieră. Și la orele suplimentare care le are, abia ridic un salar acolo, eu știu, 29, 2900, 3000 de lei. Deci, nu mai spun, condițiile sunt foarte grele, lucrăm cu două măști, cu viziere, cu două perechi de mănuși, ochelarii se aburesc, suntem chiori, condițiile sunt cum sunt, nu ne înțelegem de cele mai multe ori, suntem stresați și cam asta este problema, deci salariile, în primul rând. Asta e. Vreau să fiu solidar cu toți colegii din Sanitas. Sunt sinceră, eu sunt asistent medical și am un salariu decent de anul trecut, dar sunt categorii de personal, deci mă refer la personal auxiliar, fără de care nu putem să ne desfășurăm o activitate decentă, mai ales în condiții de pandemie, unde e așa de greu de lucrat, care merită și ei să meargă pe făgașul normal al grilei de salarizare. Nu merităm ca în acest moment de criză pandemică să nu fim motivați măcar de salarii decente și de drepturile care ni se cuvin. Noi lucrăm în deficit de personal, nu am avut sărbători, nu am avut libere, noi am fost eficienți la patul bolnavului. Deci vrem ca și guvernul să înțeleagă doleanțele noastre, să creeze un climat motivațional pentru a ne desfășura și în continuare activitatea medicală în parametri optimi pentru toate categoriile de personal. Totodată, sindicaliștii mai cer acordarea sporurilor la nivelul salariilor în plată la nivelul lunii ianuarie 2021 și a sistemului de risc pentru cei care au lucrat în spitale COVID-19 sau în spitale suport. Nerespectarea aplicării legii 153, adică blocarea, înghețarea salariilor, așa după cum au anunțat-o, dorim acordarea sporurilor și a tuturor veniturilor la salariul aflat în plată la nivelul lunii ianuarie 2021 și acordarea stimulentului de risc pentru toți cei care au deservit sectoarele de COVID, de suport, de tampon. Și pentru asistența socială, la fel, pentru că nu au beneficiat de absolut nimic, nici de stimulent de risc, nici de spor de risc epidemiologic. O delegație a protestatarilor a înmânat o notă de revendicări prefectului Dan Nechifor. Acesta este al doilea protest din ultima săptămână, după ce vineri au ieșit în stradă polițiștii și polițiștii de frontieră din Botoșani, care au manifestat de asemenea împotriva înghețării salariilor.